înaintează cu grăbire și cred că în seara aceasta vor fi fost și alții care vor fi avut pe inimă să-L laude pe Domnul. Dar așa să lăsăm un pic de timp și pentru Cuvântul Sfânt și apoi cântări, cât că vor mai putea fi cântate și la părtășie de mâine seara. Vă invit, dragii mei, să ne apropiem din nou de cuvântul pe care l-am citit. Și pentru că evenimentul acesta noi îl sărbătorim o dată pe an, mă refer la instituirea Cinei Domnului, la evenimentele care au avut loc atunci. În seara aceasta, mesajul meu nu se va axa cu precădere pe împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, ci pe evenimentele în ansamblu care au avut loc atunci. Aș vrea să vă spun că seara aceea de neuitat a fost o seară plină de evenimente și primul dintre ele a fost unul pe care, dacă cineva m-ar fi întrebat pe mine, probabil că aș fi ezitat să-l includ în Evanghelie. Episodul acela cu descoperirea vânzătorului. De-a lungul celor 3 ani și jumătate cât a durat lucrarea publică a Mântuitorului Iisus, atitudinea față de Mântuitorul, a preoților celor mai de seamă, a cărturarilor, a fariseilor, a saducheilor, s-a tot schimbat și în cele din urmă au hotărât să-L omoare și au dorit atât de mult să încheie cumva ceea ce ei numeau dosarul Iisus înainte de sărbătoarea Paștelui. Numai că le lipsea prilejul. Pentru ei a fost o surpriză foarte mare atunci când Iuda, unul din cei 12, a venit la preoții cei mai de seamă și le-a propus să le vândă pe Iisus. Probabil că ei nici nu s-au așteptat atunci. Ar fi apelat la oricine altcineva, dar nu ar fi îndrăznit să creadă preoții cei mai de seamă că tocmai unul din cei 12 va fi unealta care îi va ajuta să-și ducă la îndeplinire planului. În sfârșit au stabilit prețul, au plătit și acum Iuda stătea și el în odaia de sus, la masă cu învățătorul și cu ceilalți 11 ucenici. În împrejurarea aceea, Mântuitorul Iisus le-a spus: adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Când a spus aceste cuvinte, toți ucenicii au început să se cerceteze, să se întrebe și, de fapt, să-L întrebe pe Domnul: Doamne, oare nu cumva sunt eu? Probabil că s-au gândit la un eveniment mai îndepărtat, la o vreme poate de frigoană, când din cauza presiunii exercitată asupra lor, oricare dintre ei ar fi putut să ajungă în stare să facă un asemenea gest. De aceea ei s-au întrebat: oare nu cumva sunt eu? Mântuitorul Iisus, în loc să le răspundă prin da sau prin nu, a mai adăugat un indiciu și le-a spus: unul dintre aceia care întinde mâna cu mine în blid. Pentru cei care nu știu ce înseamnă cuvântul blid, am să-l înlocuiesc cu cuvântul farfurie. În vremea aceea, în odaia de sus, erau 13 bărbați. Acolo, în mijlocul lor, era întinsă un fel de masă. Și pe masa aceea, modestă cum ar fi fost, se aflau câteva farfurii, în care se găsea un pic de amestec, unde ei puteau să întindă, să moaie bucata de azim. Și așa mâncau. Pentru că erau 13 acolo și farfurii erau mai puține, erau grupați mai mulți bărbați la o farfurie. Astăzi, noi n-am tratat musafirii astfel. Le-am pune la fiecare câte o farfurie, nu-i așa? 3 farfurii punem pe masă când avem musafiri, pentru fiecare persoană. Atunci erau câte 3 sau 4 la o farfurie.
Și Mântuitorul Iisus, după ce le-a spus întâi că unul din ei, unul din cei 12, va face lucrul acesta neașteptat, acum le spune că unul din grupul acela care întinde mâna și moaie azima în farfurie cu el. Până la urmă, întreabă și Iuda și zice, Doamne, nu cumva, învățătorule, nu cumva sunt eu? Și Domnul îi spune, ba da, Tu ești. Aș vrea să vă spun în seara aceasta, înainte de a veni spre biserică, m-am uitat la o pictură celebră. Ea se numește L'ultima cena. A fost realizată de Leonardo da Vinci și noi o cunoaștem sub numele Cina de Taină. Pictura aceasta, una dintre cele mai celebre picturi din întreaga istorie a artei, a fost realizată între anii 1495-1497. O pictură de proporții înaltă de 4,60 m și lungă de 8,80 m. M-am uitat la pictura aceasta și am încercat să-mi imaginez atmosfera din seara aceea. Și dacă voi întâlni vreodată pe Leonardo da Vinci, ceea ce e foarte puțin probabil, am să-i spun că pictura lui nu m-a convins. Din punct de vedere artistic este deosebit de frumoasă, dar dacă veți uita cu atenție, veți vedea o masă întinsă și 13 bărbați stând toți de partea cealaltă a mesei ca la fotograf. Așa încât să-i vedeți bine pe toți. Eu nu cred că au stat așa. Au stat foarte diferit. Și atmosfera a fost foarte diferită. Dacă apreciez pictura aceea, o apreciez din punct de vedere al artei, al artistului. Dar când este vorba să mă uit la împrejurarea în care Mântuitorul Iisus a instituit cina de taină, mă uit în Scriptură. Vreau să vă spun, cuvintele Scripturii îmi spun mai mult decât îmi spune un tablou realizat de oameni. Joia trecută, dacă vă aduceți aminte, s-a vorbit aici despre vindecarea unui orb care ședea la margini de drum în apropierea cetății Erihon. Orbul acela despre care Luca nu ne spune cum se numea, a auzit că trece pe lângă el o gloată. Dar în vremea aceea treceau multe gloate în călătorie către Ierusalim. Și omul acesta a întrebat cine este sau ce este. Și cineva din gloata aceea, din rodul acela, din grupul care îl însoțea pe Iisus, a spus, este Iisus. Și au fost cuvintele care au schimbat viața unui om. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată cât de important este cuvântul pe care îl rostim. Cuvântul pe care îl rostim poate să schimbe, poate să atingă inima, viața, să schimbe viața unui om de lângă noi. Ar fi putut cineva să-i spună omului aceluia, e un grup de trecători care vin din Galileea și se îndreaptă spre Ierusalim. Putea să-i spună altceva, putea să spună, nu-i treaba ta, vezi-ți de treaba ta, nu ne deranja. Dar a spus aceste cuvinte, este Iisus. Și cuvintele acelea, au atins inima orbului și i-au schimbat viața, au declanșat în inima lui credință și a început să strige tare de tot. Îmi doresc ca ori de câte ori îmi deschid gura în mijlocul bisericii sau în afara ei să spun acele cuvinte de care are cineva nevoie să le audă. Amin. Domnul să ne ajute la aceasta. Trec peste pasajul acesta cu descoperirea vânzătorului, vă mărturisesc că de multe ori m-am întrebat oare de ce a trebuit să fie scris acesta. Și până la urmă am ajuns la concluzia, și vă spun și apoi trec mai departe, am ajuns la concluzia că pasajul acesta a fost scris ca să învățăm din el ceva. Ca să învățăm cum să ne purtăm unii cu alții. Nouă, niciun frate și nicio soră nu ne-a făcut atâta nedreptate cât i-a făcut acest Iuda Mântuitorului Iisus. Și Mântuitorul Iisus a purtat cu el cu atâta frumusețe, cu atâta bunătate, cu atâta gentilețe, încât nimeni din grupul respectiv n-a putut să spună, eu știu cine este ăla. Pentru că am văzut că îl ține mai deoparte. Nu.
Pe de altă parte, să știți, m-am confruntat cu o întrebare. Cineva mi-a zis, frate, cum aș putea eu să mă împărtășez din trupul și sângele Domnului împreună cu fratele, cu tare sau cu sora cu tare, dacă știu despre ei lucruri care nu sunt de acord cu ele? Întrebarea aceasta mi-a fost pusă cu multă vreme în urmă și nu se referea la cineva de aici. Dar știu că întrebarea aceasta e frământă pe mulți creștini. Aș vrea să vă spun un lucru. Dacă sunt exacte amintirile lui Ioan și ale lui Luca, atunci eu cred că Iuda a participat la această lucrare și Mântuitorul Iisus nu l-a alungat de acolo. Nu l-a gonit de acolo. Și nu-i treaba mea starea fratelui cu tare sau a sorei cu tare, ci este treaba mea starea inimii mele, cum mă apropii de trupul și de sângele Domnului. Și fiecare va da socoteală de felul în care întinde el mâna și se împărtășește. Nu e o atitudine înțeleaptă să spui eu nu mă împărtășesc dacă se împărtășește fratele cu tare sau sora cu tare. Nu, nu mă împărtășesc. Mă duc în altă parte. Nu te duc nicăieri. Stai cu frații tăi. Că nici în altă parte nu vei găsi mai bun de tine. În seara aceea de neuitat, Mântuitorul Iisus a luat în mâinile sale sfinte o azimă, așa cum încercăm să facem și noi. Mi-l imaginez pe Mântuitorul Iisus privind semind spre Dumnezeu Tatăl, mulțumindu-i, binecuvântând azima aceea și frângând-o cu mâinile sale sfinte, oferind-o apoi cu drag ucenicilor săi și spunându-le cu glasul lui blând, luați și mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi. Nu știu cât au înțeles ucenicii, dar măcar au ascultat ce a spus Domnul Iisus și au luat fiecare câte o bucată din azima aceea. Câteva clipe mai târziu, Mântuitorul Iisus a luat în mâinile sale sfinte un pahar cu rodul viței, din paharele care erau acolo printre ei. A binecuvântat rodul viței, a mulțumit lui Dumnezeu Tatăl și apoi cu paharul în mână a trecut din nou printre ucenicii săi și a spus, luați toți și bezi în el, împărțiți paharul acesta între voi. E sângele meu care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Unul dintre cele mai frumoase cuvinte rostite de Mântuitorul Iisus în seara aceea a fost cuvântul iertare. Adevărul este că mulți din ziua de astăzi nu mai știu să, sau nu mai înțeleg frumusețea acestui cuvânt. Gândiți-vă de bună oară la robul acela care a fost chemat înaintea împăratului să dea socoteală și s-a găsit că avea o datorie extraordinară. Nu putea plăti niciodată. Și porunca a fost să se ia familia lui să se vândă, soția, copiii să fie vânduți și apoi să se plătească parte măcar din datoria aceea. Și robul acela s-a aruncat cu fața la pământ și a spus, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. O, cât de optimist era robul ăsta, că va mai plăti vreodată o asemenea datorie. Dar împăratul a hotărât altceva și împăratul acela îl reprezintă pe Dumnezeu. Împăratul acela a hotărât să șteargă toată datoria și a șters toată datoria. Vă puteți imagina ce a simțit robul acela care văzuse înaintea ochilor lui spectrul acela al situației din care nu putea să iasă și dintr-o dată aude în dreptul lui cuvântul acela iertare? Eu îmi imaginez că în sala aceea în care se ținea cercetarea datornicilor împăratului, toți din câți erau acolo, toți au înmulțit de uimire. Împăratul a fost în stare să ierte o asemenea datorie. Dați-mi voie să vă spun, Dumnezeu a hotărât să ierte datoria noastră prin jertfa Domnului Iisus. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Săptămâna trecută discutam cu cineva și m-a întrebat, frate Iosif, iartă-mă că îți pun o asemenea întrebare, cineva din afara bisericii. Aș vrea să mă ajut să înțeleg și eu de ce este jertfa aceasta lui Iisus așa de deosebită. A murit pe cruce și ca și el au mai murit în vremea aceea atât de mulți. Istoria confirmă că în vremea aceea romanii
crucificau în cantități industriale evrei, pe care, cum îl bănuiau de ceva, îl puneau pe câte o cruce și erau pline drumurile de cruci, purtând pe ele poveri sinistre, trupuri de iudei. Cu ce a fost mai deosebită jertfa Domnului Iisus sau moartea Domnului Iisus față de toate celelalte morți prin crucificare? Am spus, pentru că murind pe cruce, Mântuitorul Iisus a plătit păcatele noastre. A plătit fără de legile noastre. Pentru că El, cel mai neprihănit om care a trăit vreodată pe pământul acesta, care era în același timp om și Dumnezeu în același trup, măcar că nu avea nicio vină, a luat asupra Lui toată vina noastră. Toți ceilalți care au murit în Iudeia, în Palestina, pe cruci, într-un anume grad, au fost sau nu au fost vinovați, dar Mântuitorul Iisus n-a avut nicio vină. În gura Lui nu s-a găsit vicleșug și în faptele Lui nu s-a găsit fără de lege. Și totuși, în ziua aceea de vineri, asupra Lui au fost așezate toate păcatele și toate fără de legile noastre. A fost numit om al durerii și obișnuit cu suferința, nu atât de mult pentru suferința fizică, trupească, pentru cuile care au străpuns mâinile, pentru loviturile de trestie și de nuia, cât mai ales pentru vina noastră care era asupra Lui. Pentru faptul că, pentru câteva momente, El, care a trăit tot timpul într-o asemenea strânsă părtășie cu Tatăl, a trebuit să experimenteze și despărțirea de Dumnezeu Tatăl. Pentru că atunci când era pe cruce Mântuitorul Iisus, purtând păcatele și părădelegile noastre, bolile și neputințele noastre, a strigat și a zis, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că în momentele acelea Dumnezeu Tatăl și-a întors privirea de la El, pentru că păcatele noastre erau asupra Lui. Isaia spusese în vremea Lui, din partea, prin Duhul Sfânt, ochii tăi sunt atât de curați că nu poți să vadă răul. Și ai noștri se uită de multe ori cunesați la rău. Dar Lui Dumnezeu nu se pot uita la rău. Și păcatele omenirii toate erau așezate pe umerii Fiului Său Iisus. Pentru ca să ne dăruiască nouă iertare, binecuvântat să fie. Amin. Momentul Ghețimani a fost iarăși un moment deosebit de important. Mântuitorul Iisus a dat acolo una dintre cele mai mari bătălii și a repurtat acolo una dintre cele mai frumoase biruinți. Pentru că în fața Lui a fost paharul așezat și paharul acela cuprindea toate fără de legile și nelegiurile noastre, ale lumii întregi, de la Abel, de la Cain și până astăzi. Și a oamenilor de după noi. În fața unui asemenea pahar, Mântuitorul Iisus a îndreptat către Tatăl o rugăciune și a întrebat, dacă este cumva cu putință. Dar El a adăugat atunci, totuși, nu voia mea se facă, ci voia ta. Momentul acela a fost un moment greu și cred cu tărie că biruința de la Golgota a fost, de fapt, hotărâtă în Ghețimani. Pentru că acum în Ghețimani, Fiul lui Dumnezeu a spus, facă-se voia ta. În seara aceasta, voia lui Dumnezeu este ca biserica de aici să poată să întindă mâna, să se împărtășească din trupul și din sângele Domnului Iisus. Este o oportunitate binecuvântată, este un har pe care Dumnezeu încă îl mai pregătește pentru biserica Lui de aici. Mă întreb de multe ori, oare câți vor întinde mâna și câți se vor împărtăși? Seara aceasta ne vom apropia din nou de trupul și de sângele Domnului Iisus. Ne vom pleca pe genunchi înainte de aceasta și aș vrea să-i mulțumim cu inima plină de bucurie. Pentru că a avut atâta milă și îndurare față de noi. Pentru că ne-a iubit cu asemenea dragoste. Pentru că a fost gata să plătească un asemenea preț pentru mine și pentru tine. Îl vom ruga să ne așeze într-o stare după voia Lui. În starea după voia Lui Dumnezeu, să știți, nimeni nu poate ajunge prin eforturile Lui. Acolo
ajungem prin ajutorul Tatălui Ceresc. Ne pregătim, ne zbatem, ne luptăm și de multe ori constatăm că ne mai înfrânge câte o ispită, ne mai îngenunchează. Dar venim înaintea Tatălui Ceresc și cerem iertare și încă ne curățește, binecuvântat să fie. Dacă n-ar avea milă de noi, în seara aceasta nu știu câți ar fi aici. În dreptul meu eu spun mereu, eu n-aș fi. Și de fiecare dată când pășesc cu pragul casei Domnului, îi mulțumesc că încă o dată ușa casei de rugăciune s-a deschis și pentru mine. În seara aceasta, așadar, ne vom pleca pe genunchi. Îl vom ruga să ne curățească, să ne spele, să ne așeze într-o stare după voia Lui. Gândurile, inima, cuvintele, gesturile, mâinile, ființa întreagă să ne curățească El. Apoi, fratele Mircea, ca slujitor al Domnului și al Bisericii, se va ruga și va cere binecuvântarea peste azima care se va frânge și peste rodoviței care va fi împărțit printre noi. În urma acestei rugăciuni de binecuvântare, cei care se împărtășesc rămân în continuare pe genunchi să roagă Domnului, iar ceilalți care nu se împărtășesc se vor ridica și le vor ocupa locul de scaun. Să ne plecăm.